Sunt doctorul Cristian Moraru, chirurg oftalmolog, fondatorul clinicii de oftalmologie Oculus. Clinica de oftalmologie Oculus a luat ființă în 1993 și de atunci încoace a cunoscut o extindere constantă, atât ca personal specializat, număr de pacienți Consultații și operații, cât și ca diversificare a serviciilor oferite pacienților noștri. Activitatea principală a clinicii și a mea personal este cea chirurgicală, în special pe domeniul chirurgiei refractive, a chirurgiei cataractei, transplantelor de cornee și a altor patologii de pol anterior ocular. Oculus este pionier în multe domenii ale oftalmologiei, noi fiind primii care au introdus chirurgia ambulatorie în România. Am introdus facoemulsificarea și cristalinele foldabile în operația de cataractă, am introdus chirurgia refractivă cu laserul Exchimer și cu lentile refractive, precum și operația de cataractă cu fentolaserul. Rezultatele foarte bune, munca intensă, dedicarea, ne-au adus recunoașterea națională și internațională și ne-au motivat de fiecare dată să mergem mai departe în achiziționarea celor mai noi tehnologii în beneficiu pacienților noștri. În calitate de director medical al clinicii Oculus, pe lângă activitatea zilnică de consultații și de operații, mă ocup și de aspectele administrative ale clinicii pentru bunul mers general al acesteia.